În complexul de agrement Moldova din Roman se execută în această perioadă diferite lucrări de reparație, cum ar fi la foișoare și grătare, dar și la bazinele din ștrand. Privind bazinele, urmează a fi executate lucrări de vopsitorie și hidroizolații, în acest sens fiind încheiat, la data de 18 aprilie 2024, un contract între municipalitate și SC Ciocoiu Construct SRL, valoarea acestuia fiind de 52.031,74 de lei, fără TVA. Se fac reparații atât la partea de mobilier, vorbim aici de foișoare, și la reabilitarea grătarelor și chiuvetelor din zonă, pentru că după fiecare an sunt deteriorări și trebuiesc reamenajate, concomitent cu lucrările din reparații, vopsitorii, înlocuire de elemente pentru ștrand. S-a făcut și o intervenție la bazin, la o țeavă de evacuare a apei, unde era o colmatare la niște vane de mare adâncime și s-a făcut această intervenție chiar în incinta ștrandului, acum circa 2-3 săptămâni, pentru și, bineînțeles, celelalte lucrări pe care le facem în fiecare an. În fiecare an se face aceeași verificare, curățire, igienizare, lucrări de vopsitorie, punere în siguranță, înlocuire de grilaj perimetral, înlocuire de șezlonguri sau umbrele, înnoirea celor care s-au deteriorat, reparații la clădirea principală, acolo unde sunt, unde este zona de vestiare. În sezonul estival 2023, încasările înregistrate în ștrandul municipal au fost de 1.056.705 lei, iar în zona de picnic de 57.702 lei.